Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de azi în Brașov. Un azi în Brașov care mai are încă practic o zi, să spunem, de campanie electorală, de emisiune electorală după gata, după care gata, pentru că a, o să trecem la treaba, adică la vot. Și după aceea o să trecem la treaba adevărată, adică cei care au fost votați meargă într și să meargă într-adevăr și să-și facă datoria pentru care au fost aleși acolo. Astăzi avem un invitat în persoana domnului Kirsch Gabor Ferenc, președintele UDMR, Organizația Județeană Brașov, dânsul fiind și candidatul UDMR la președinția Consiliului Județean Brașov. Bine ați venit la azi în Brașov! Bine v-am găsit! Aș începe cumva cu faptul că UDMR-ul, care a fost o prezență stabilă până în urmă cu câțiva ani de zile, la nivelul consiliilor locale, consiliilor județene, de brașov mă refer evident, cât și, de ce nu, la nivelul conducerii naționale, la nivelul României, acum, în ultima perioadă a dispărut ușor-ușor, uh, au rămas numai în unele părți, evident, unde populația maghiară este predominantă și voiam să vă întreb cum s-a simțit locul, lucrul ăsta la Brașov și, bineînțeles, cum ați reușit să uh, refaceți cumva uh, această ofertă a UDMR-ului și uh, cum, uh, cum vedeți lucrurile din această perspectivă pentru aceste alegeri? Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând vreau să vă spun că sunt președintele Organizației Județene din 2021. În 2020 am pierdut alegerile la toate nivelele, inclusiv locale, și practic asta a determinat conducerea UDMR-ului pe țară. Să uh, inițieze alegeri noi și, practic, uh, să, încearc, să, să încerce să uh, reformeze oarecum uh, organizația județeană Brașov. Datorită acestui uh, fenomen, uh, practic, uh, am ajuns să, să fiu ales uh, președintele uh, pe județe al organizației. Și, într-adevăr, nu ne-a fost ușor. Într-adevăr, a trebuit, practic, să, să refacem oarecum structura pe care am moștenit-o de la predecesorii mei și uh, am încercat să găsesc oameni tineri, oameni dorniți să facă lucruri pentru comunitate și, în principiu, oameni care să se priceapă să facă ceva. Deci, așa. Uh, în ăștia trei ani, practic, am reușit să ne facem ceea ce ne-am propus în mare. Bineînțeles, prezența sau lipsa prezenței în Consiliul Județean și în Consiliul Local Brașov s-a simțit foarte mult. Mă gândeam că, nu știu dacă ați putea să identificați care sunt motivele pentru care nu ați reușit să mai accedeți în consiliul local județean la nivel na național. Acum mă uitam și eu puțin peste ca să fac o introducere, cumva mă uitam peste rezultatele recensământului, ultimul recensământ, unde clar acolo arată că populația maghiară a scăzut, bine, a scăzut și cea, cealaltă, a românilor și așa mai departe. Adică e clar că uh, sunt destui care au părăsit țara într-un fel sau altul, definitiv sau numai uh, temporar dar poate să fie și alt motiv, nu știu, poate un dezinteres la nivel politic sau demobilizare sau sunt și alte motive, ce credeți? Într-adevăr, cifrele nu mint. Practic, am scăzut destul de mult practic în numărul celor care sunt maghiari în județul Brașov. Dar uh, și celălalt factor, deci cel politic, uh, dezinteresul față de politică, uh, practic, a dus la uh, această nereușită în 2020. Și tocmai din acest motiv uh, ne-am propus ca să, uh, să începem să lucrăm uh, mult mai activ uh, în unele domenii uh, față de cum au lucrat uh, colegii mei înainte care într-adevăr și ei și-au făcut treaba până la un anumit uh, moment, dar uh, practic uh, de sus este cel mai ușor să cazi. Practic uh, asta s-a întâmplat și în 2020. Uh, am avut uh, oarecum reprezentanță la toate nivelele în Brașov și județul Brașov însă a trebuit mult mai atât, mult mai mult decât atât ca să putem să și rămânem acolo. Mă uitam pe listele pentru alegerile locale de duminică la nivel de județ Brașov și am văzut că ca și număr de liste după PNL și PSD că au, au, au liste complete de 53 de mă rog, per, persoane, liste complete, mă refer aici a fie că sunt consilieri locali, județeni, primar și așa mai departe, mă refer la nivel de județ, PNL și PSD au 53 și urmați dumneavoastră, ca și formațiune politică, unde mereu cu 17. Deci totuși, sau cel puțin astea sunt informațiile pe care le-am poate greșesc. Deci, practic, noi am reușit să, să putem să pornim o listă întreagă, deci lista noastră este completă. Uh, tocmai pentru că uh, am avut uh, suficient uh, de mulți oameni care uh, sunt buni și la nivelul județului, dar și aici în Brașov. Deci, practic, lista noastră este completă uh, pentru județul Brașov și pentru consiliul uh, județean Brașov. Și pentru consiliile locale mă refer la nivel de localități, ca asta ziceam acolo, eu aveam informația că în 17 localități aveți liste pe peste tot, ați reușit să faceți în mai multe sau? Da, ce scuze, eu am înțeles că vă referiți la lista județeană, da. dar, într-adevăr, doar într-o singură localitate nu am reușit să pornim listă. Practic, în, restul, în rest, în toate celelalte da, într-adevăr. Da. Unde există, uh, practic, uh, un număr de maghiari care este peste 3%. Exact, asta mă refer, deci înseamnă că și informația mea e cea corectă. E corectă, da. Uh, bun. Haideți să mergem acum în. Uh, am trecut așa puțin în istoric, pentru că cred că e important uh, ca să vedem, uh, cred că și pentru dumneavoastră, și pentru cei care ascultă unde se află udmr în acest moment, unde a fost. Acum vă întreb normal unde vreți să se afle. Bineînțeles că noi ne dorim să ajungem înapoi în Consiliul Județean și în Consiliul Local Brașov și practic unde am avut primari și viceprimari, ne dorim din nou să îi avem din nou în acele localități. Uh, ideea este că în județ uh, numărul maghiarilor este peste 6%, uh, ceea ce înseamnă că uh, ne ajută cifrele din acest punct de vedere. La, nivel, uh, la nivelul localității Brașov, uh, acolo practic suntem aproape aproape la 5%. 5%. Aici contăm foarte mult pe cetățenii care consideră că merită să, să voteze cu UDML-ul și care nu sunt maghiari. E clar că un calcul simplu spune că cu cât prezența va fi mai mare la vot, șansele dumneavoastră de mereu sunt mai mici, bănuiesc că e evident, e un calcul matematic. Asta în condițiile în care, așa cum a spus noastră, nu sunt și români care să voteze cu udml sau mai mulți români care să voteze cu udml Practic, da, într-adevăr este uh, foarte greu, însă noi considerăm că în această precampanie și campanie uh, am lucrat am fost suficient de sârguincioși uh, ca să putem să ne așteptăm la rezultate bune uh, și la nivel de Brașov și la nivel de județ Brașov. Uh, bineînțeles, uh, contează foarte mult uh, cât o să meargă la vot, practic, cum o să fie polarizate, uh, uh, polarizația alegătorii și, uh, bineînțeles, uh, totul se va decide duminică în momentul în care uh, o să avem procesele verbale. Corect. Spuneți-mi un pic, acum așa nu trebuie să facem neapărat uh, statistici, dar uh, unde aveți cele mai mari șanse? Nu știu, că bănuiesc că uh, localitățile cu populație maghiară predominantă uh, acolo sau unde aveți deja primari, unde intenționat și credeți că o să și rămână cumva? Deci uh, considerăm că uh, Brașovul uh, o, să, o să fim acolo unde ne dorim, în localitatea Brașov, bineînțeles cele, Târlungeni, Crisbav, Hoghiz, sunt localitățile unde ne așteptăm și Hălchi, unde ne așteptăm la rezultate bune sau mai bune, să zic așa, decât am avut în 2020. Apropo de Brașov, pentru că a zis, Brașovul, după mulți ani de zile, cumva, apar că. Are o adevărată dispută electorală la nivel de primărie Poate și la nivel de Consiliu Local vom vedea Dar oricum la nivel de primărie e clar că există una uh, strânsă Sau cel puțin așa pare uh, Și aici v-aș întreba din punct de vedere uh, al uh, Știu că l aveți parcă pe domnul Toro Tamas Dacă nu mă înșelbe, primul candidat la Consiliul Local Brașov, Așa este așa Dar este. nu aveți candidat la primărie la municipal, mă gândesc că vă dădeați seama că e oarecum degeaba, evident. Și aici, cu cine, cu cine totuși aveți, mergeți cu cineva sau că întrebarea asta tot timpul este... este da, eu e o întrebare care mi s-a pus și mie în ultima perioadă destul de des. Ideea este că, practic, noi am lucrat foarte bine cu ambii candidați să zic așa, și uh, eu cred că uh, electoratul maghiar este suficient de bine informat și uh, are uh, suficientă libertate să aleagă cu pe cine își dorește cel mai mult pentru uh, cârma orașului, să zic așa. Adică au el la latitudinea lor de a vota cu cine uh, vor până la urmă. E destul de simplu și o alegere înțeleaptă, mi se pare. Uh, voiam să vă întreb, vis-a-vis uh, -vis de. Știu că într-un clip electoral, parcă am văzut, uh, spuneați că persoanele care candidează din partea UDMR asigură stabilitatea și sunt candidați serioși. Și îmi spuneați că bă, și o parte din români. Că sperați ca că și o parte din români să meargă, probabil, pe această idee și să voteze cu candidațiul de mere? Așa este. Practic, la noi este destul de simplu, deci, noi nu prea avem sau nu avem traseiști politici. La noi, practic, criteriul de bază a fost și așa am făcut listele. Ca să desemnăm pe aceste liste pe cei care vor să lucreze, pe cei care au demonstrat în ultimii trei ani că, practic, poartă grija comunității maghiare și foarte mulți din aceștia sunt persoane care au făcut voluntariat. Adică nu avem oameni care să fie plătiți pentru că lucrează în folosul comunității. Majoritatea, v-am spus, sunt pe bază de voluntariat și majoritatea consideră ca să zic eu, un cel ca, ca să vadă dezvoltarea și creșterea comunității maghiare în Brașov și în țara Bărsei în principiu și acești oameni fac totul ca să ne ținem copia acasă și ca să le oferim un trai bun aici, în, acasă, în România, în Transilvania, în țara Bărsei. Acum, a fost o întreagă dispută a cv pe rețele de socializare. Fiecare căuta să vadă ce cv are la ce studii are, cum, ce note a avut. Există o polemică întreagă vis, -vis de și studii vis-a-vis -vis de cei cu așa zisele note mici care ajung să-i conducă pe cei cu notele mai mari și așa mai departe. Nu vreau să insist foarte mult, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați făcut o selecție și în funcție de acest aspect, adică de pregătirea profesională, de CV-uri, dacă ați luat în calcul acest aspect pentru candidații pe care aveți pe listă. Uh, nu în așa măsură uh, am luat în considerare în ce măsură uh, s-ar fi așteptat presa sau în ce măsură uh, au făcut-o uh, partidele oponente. Practic, uh, la noi este un criteriu de bază ca cei care pornesc uh, să aibă o funcție uh, să aibă uh, cel puțin bacalaureat și cel puțin. Uh, uh, într-adevăr, suntem atenți ca aceste persoană să aibă uh, o pregătire superioară, adică să aibă facultate. Uh, aș vrea să fac aici o mică remarcă. Toată lumea pune accent pe uh, uh, faptul de a avea o facultate. Într-adevăr, este important să faci o facultate, dar uh, datorită uh, acestei cereri sau. Uh, nici nu știu cum să mai exprim, deci, a, a acestei doleanțe, și în special a părinților, ca fiecare să aibă un copil care face facultate, nouă, practic, încet, încet, începe să ne dispară a, clasa medie. Deci, a, nu avem muncitori, nu avem tehnicieni suficienți. Toată lumea face prima dată o facultate, după care. A, Firma la care se angajează începe să, să, le, să le dea tot felul de uh, joburi uh, și să-i să califice la locul de muncă. Aceasta deci este o problemă mare a societății noastre și este o problemă la care trebuie să ne gândim uh, cum să o rezolvăm. Deci uh, fie că uh, începem să uh, automatizăm și uh, să digitizăm foarte puternic pentru care uh, eu zic că avem suficient personal și avem oameni pregătiți să facem această chestie, fie să punem accent mult mai mare pe, pe învățământul dual, adică să formăm oameni în diferite domenii care să fie capabili să facă față, nu neapărat să facă o facultate sau o universitate. Da, cred că în susținerea dumneavoastră vin, uh, citeam de curând că uh, sunt mari companii, chiar foarte mari, dintre cele mai mari din lume, uh, care mai nou nu mai cer uh, studii superioare chiar și pentru posturi uh, importante în companiile lor. Interesantă abordarea asta. Uh, nu știu exact unde o să se ducă, vom vedea, dar pare să că uh, ceea ce știu ei sau uh, ceea ce fac acolo, unii care chiar poate nu au pășit în vreo facultate vreodată asta, nu se înțelege că, Doamne ferește, eu aș încuraja să nu se ducă la facultate. Chiar și eu sunt absolvent de facultăți, deci, dar ideea este că, într-adevăr, există o schimbare, există o schimbare în, în acest sens, la nivel mondial, se pare. Și cătă că și dumneavoastră cumva uh, sunteți uh, nu neapărat. Uh, sunteți cumva în același sens în, cu asta, dar bineînțeles, fără a minimiza studiile superioare. Și... Bineînțeles, bineînțeles, adică uh, lucrând în ultimii șase ani în, uh, sau lucrând pentru cercetare-dezvoltare, deci uh, văd exact ce se întâmplă în uh, mediul academic. Și, practic, sunt semne bune, dar, totodată, mi se pare extrem de dureros că pierdem uh, minți geniale și majoritatea iau calea vestului, și noi avem nevoie de ei acasă. Deci, trebuie să îi încurajăm, trebuie să-i ținem acasă, la fel și cu tinerii. Practic, uh, uh, trebuie să-i formăm în așa fel și să le găsim uh, rostul aici acasă. Și cu asta ne îndreptăm către uh, viziunea dumneavoastră a partidului dumneavoastră pe care îl conduceți de UDMR-ului către teme, precum exact asta pe care am început-o și o să vă rog ca în ordinea aleatoare sau în ordinea pe care o doriți să discutăm uh, câteva lucruri pe care dumneavoastră le-ați propus, am văzut, uh, alegătorilor uh, în sensul în care na, poate acoperi măcar câteva din ele, educație, sănătate, cultură și așa mai departe. Da, deci uh, practic uh, un sfert din români uh, nu este mulțumită de faptul uh, în ce stare este în momentul de față uh, sănătatea. Deci, uh, sănătatea, uh, vorbim de spitale, vorbim de uh, centre de permanență care lipsesc, vorbim de starea uh, ambulanțelor. Uh, deci, sunt tot, toate niște probleme care. Se a, tot a, acutizează. Uh, ideea este că uh, este foarte important să se meargă spre uh, prevenție și aici mă gândesc uh, cu când eram uh, practic noi copii, fiecare școală avea câte un medic stomatolog. Deci, uh, asta era un lucru extraordinar. Un lucru care nici acum nu am reușit uh, să-l rezolvăm. Uh, sau uh, un alt exemplu ar fi că în, și în, uh, în vest, practic, uh, sâmbătă-duminică există tot felul de cent centre de permanență medicale și nu trebuie uh, să transporti cu salvarea uh, bolnavul, în, să zicem, în brașov, în cazul nostru, uh, dacă se ivește vreo problemă. Adică trebuie să fim foarte atenți uh, la aceste lucruri, pentru că. Starea ambulanțelor pe care le avem în Brașov este, să zic eu, precară, în sensul că din cele 55 de ambulanțe, zilnic sunt 5-10 la reparat Practic, până la sfârșitul anului 2025, când vor trebui să ajungă ambulanțele noi în județul Brașov, așa la ambulanța Brașov Practic până atunci nu se știe câte ambulanțe vor mai în, vor fi în stare de funcționare. Deci sunt niște lucruri, niște uh, semne la care trebuie să fim extrem de uh, atenți. Uh, celălalt lucru. Uh, noi, uh, la nivelul udmr ului anul trecut am reușit să organizăm un uh, uh, practic uh, un program de screening de cancer de col uterin. În 22 de localități am reușit să facem acest screening pentru circa 650 de femei și rezultatele sunt destul de agravante, în sensul că aproape 10% din aceste doamne au avut testul pozitiv. Deci trebuie să fim atenți la acest lucru în continuare, să organizăm în județ și în practic în OAT-uri, aceste screeninguri. Și aici, practic, nu aș vrea să mă opresc numai la screeningul de cancer uterin, dar care trebuie continuat, dar la fel, cancerul de screeningul de cancer de prostată sau celelalte boli care conduc, în care tot, conducem topul Europei, ar trebui toate acestea să fie din timp recunoscute și practic descoperite, pentru că altfel o să punem un accent și mai mare pe sistemul de sănătate. Și aici aș vrea să continui cu starea spitalelor. Adică este o problemă că 90% din spitale sunt în mediul urban. Ceea ce, uh, practic, face ca uh, cei care locuiesc în județ să aibă foarte greu acces la aceste spitale. Și nu mai vorbim de starea spitalelor care le avem, că arată multe dintre ele, deși uh, au primit uh, tot felul de uh, aparataj modern, uh, încă arată ca în anii 70 sau 80 uh, spitalele noastre. Bineînțeles, sunt și contraexemple, cum ar fi uh, uh, spitalul uh, uh, de uh, maternitatea, maternitatea că... mi-a da. scăpat da. numele, da. Da, da? Maternitatea care este într-adevăr arată și extraordinar și este și uh, funcțional. Ideea este că Trebuie să ne gândim și la medicii care termină sau la absolvenții de, absolvenții de medicină. Deci, dacă nu le asigurăm condiții, mă gândesc aici la condiții de, de a locui sau de a se deplasa, sau oamenii aceștia vor lua calea vestului și, practic, nu o să putem să beneficiem de ei. Adică, sunt foarte multe de făcut în domeniul de sănătate. Uh, asta uh, bineînțeles, și există județe unde se văd rezultate. Deci Cluj, uh, Craiova, Iași, uh, se vede că practic acolo uh, oamenii au gândit uh, lucrurile și au avut o strategie pe termen lung. Trebuie să facem și noi la fel. Uh, mai avem mai puțin de 3 minute, și v-aș îndemna eventual, dacă vreți să mai intrați măcar în un, un capitol, și dacă nu, uh, să vă pregătiți să aveți eventual și un mesaj de încheiere pentru alegătorii. Mulțumesc foarte pe scurt. Deci, uh, aș vrea să mă refer aici la turism. Uh, practic, uh, în medie, cei care vin în județul Brașov petrec două zile uh, în acest județ. Frumos, deosebit. Uh, plin de, uh, practic, uh, tot felul de atracții turistice. Uh, trebuie să ne gândim cum să facem, să atragem mai mulți turiști, să-i ținem aici două, trei zile în plus față de cele două zile și să le uh, asigurăm programe. Uh, acesta ar fi un alt subiect care merită investigat și merită uh, investit în el. Uh, în plus, uh, avem. Uh, Uh, foarte multe uh, posibilități de a uh, organiza evenimente multiculturale în țara Bârsei Deci avem tra tradiții unice de la sași, de la maghiari uh, De exemplu pușcatul cocoșului de la apața, fanfara de 1 mai și altele și uh, vor, am vorbit de Saj de maghiar, dar uh, practic avem în Brașov două sinagogi care uh, într-adevăr pot fi puse în uh, patrimoniul uh, turistic. Adică trebuie să vorbim de turismul curativ, de turismul montan, gastronomic, rural și așa mai departe. Deci trebuie să ne uh, focusăm pe, acest, pe, pe această temă foarte mult. Și uh, nici nu știu cât timp mi-a mai rămas uh, un minutel. Uh, aș vrea să, să îndem pe cei care uh, cred că. Uh, sau cred în noi și cred că uh, suntem o alternativă bună pentru uh, celelalte partide politice, dar în special pe maghiarimi, maghiarimea din. Uh, uh, țara Bârsei din județul Brașov, să iasă la vot uh, pe 9 mai, duminică, și să voteze UDMR-ul. Uh, suntem tot timpul uh, varianta și opțiunea cea mai bună, pentru că credem în, uh, în noi, credem în uh, faptul de a ne ține copiii acasă și de a ne dezvolta aici în uh, Brașov și județul Brașov. Domnule Chișgavor, vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Vă doresc succes ca tuturor. Să auzim de bine și să ne revedem după data de 9 iunie, eventual poate cu sumarizarea sumarizare a ceea ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc toate cele bune. Asemenea, oameni buni atâta pentru azi în Brașov, astăzi. Să ne revedem cu bine data viitoare. La revedere!